Revin în direct aici la Matinal Radio Orion, este ora 9 și 13 minute. După cum vă spuneam cu ceva timp în urmă, în direct în studioul nostru se află domnul Nicolae Matei, cu care voi discuta despre ședința care a avut loc ieri la Primăria Municipiului Sebeș. Este vorba de ședința ordinară. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața vouă și ascultătorilor voștri! Vorbeam despre faptul că s-au făcut promisiuni intense și promisiuni care au rămas neonorate încă din timpul campaniei electorale. Una dintre aceste promisiuni a fost chiar cea legată de renovarea ștrandului din Parcul Arin, singurul pe care Sebeșul l-a avut decenii la rând și cel care în momentul de față arată într-o stare jalnică, cu toate că am putea spune s-au investit ceva bani acolo în zonă, s-a investit în primul rând în garduri, în iluminat, este și un serviciu de pază permanent acolo, care de asemenea este plătit din bani publici, dar văd că pentru a reface acest ștrand totuși nu se găsesc fonduri. Da, azi dimineață, interesându-mă despre ce s-a întâmplat la ședința Consiliului Local, îmi pare rău că n-am fost acolo, atât eu cât și parte din cei 4.000 și aproximativ 500 de cetățeni care am semnat pentru proiectul public ca să se facă ștrandul, cu toate că nu trebuia să venim noi cu atâtea inițiative, datorită faptului că în campania din 2012, atât primarul profesor Alexandru Dăncilă, cât și cei 19 consilieri au promis, plimbându-se pe stradă, cu steaguri, cu așa, printre primele proiecte cu prioritate și ștrandul. Am rămas stupefiat, oripilat pot să spun, când am aflat că nu au votat ștrandul. Interesându-mă care ar fi motivele sau cine sunt cei care s-au opus unui beneficiu, unui proiect care, pe care și-l doresc marea majoritate a cetățenilor din Sebeș, din municipiul Sebeș și nu numai, a rămas stupefiat de persoanele, consilierii care au fost împotriva a ceea ce își doresc cetățenii, împotriva propriului lor cuvânt, împotriva firii, împotriva a bunului simț. Și vreau să-i nominalizez, să se uite în oglindă, să se uite în ochii oamenilor, să se uite unde vor ei. Și voi începe cu nominalizarea. Dar înainte de a-i nominaliza pe acest indiviz, fără, că nu pot să le spun decât fără cel mai mic sau cel mai elementar bun simț, am constatat o chestie care este împotriva, cum spuneam eu, împotriva cursului apei, cursului firii. PSD-ul s-a unit cu PNL-ul și a votat împotriva propriilor cetățeni ai Sebeșului, propriilor promisiuni. Cine sunt aceștia? Stancu Gligor, care de 4 mandate a luat peste 20.000 de dolari indemnizație de la Consiliul Local. Da? Dar hai să-i nominalizez pe toți și o să-i luăm pe rând. Stancu Gligor, Rodean Ion, Radu Cristian, Ispir Constantin, Nistor Paraschiva, Vasile Spătariu, Drăghici și nu mai știu cum de la PSD. Să vă fie rușine, încă o dată, să vă fie rușine, atât vă spun eu, cât și toți cetățenii din Sebeș, cei 92,7% care pe banii noștri v-am rugat, v-am implorat să faceți ștrand. Oare credeți că credeți dumneavoastră, domnule Stancu Gligor, care dacă sunteți director la o bancă și aveți bani să mergeți nu știu unde, în străinătate, să faceți bani, să faceți stran, dumneata, domnule Rodean Ion, care a ajuns director, oare prin concurs, oare datorită faptului că ai fost în Alianța USL, oare tu, Radu Cristian, un băiat tânăr, te mai poți uita în ochii proprii tăi teneliști, peneliști, când le-ai promis că vei face ștrandul, iar voi votați faceți o coaliție împotriva propriilor cetățeni, o coaliție politică când era vorba de bunăstarea cetățenilor? Ispir Constantin, directorul CISROM-ului,
Este posibil, cum mai merge acest om la servici să se uite în ochii oamenilor, că l-au trimis acolo să îi reprezinte pe oameni? Cum se simte Nistor Paraschiva când nu a votat pentru cetățeni? Știe oare că sunt copii sau oameni care nu au 10 lei să meargă până la Giogiu? Da? Poate se ducea să facă o baie în Ștrandul Arin și de 10 lei își cumpăra un serviciu și un suc. E vorba până la urmă și de banii care rămân în comunitate, nu neapărat numai de faptul că avem o facilitate în plus. E vorba de faptul că de fiecare dată când te urci în mașină și pornești la drum, cheltui niște bani. Nu neapărat în comunitatea din care provii. Mergi acolo, investești niște bani în anumite produse care se duc ca și beneficiu la consiliile locale din alte localități. Cheltuiești o grămadă de bani plecând din oraș și cheltuiești o grămadă de bani stând acolo, când ai putea să cheltui bani în comunitatea ta. Și până la urmă, nu toți părinții își permit să-și urce copiii în mașină să-i ducă nu știu unde la strand. Sunt adolescenți care intră în vacanță acum peste câteva săptămâni, copiii din clasa 12 chiar astăzi termină liceul. Poate nu le-ar fi fost deloc peste mână să meargă să facă o baie la strand în Sebeș, în loc să se urce câte 4-5 într-o mașină și să facă pe grozavii pe drum, mergând la Giogiu sau în altă parte, făcând și accidente. Da, aveți perfectă dreptate. Acest subiect, voiam să-l ating, acest punct voiam să-l ating puțin mai târziu, dar aveți dreptate că numai prost să fii sau să neștiință să ai, ca să nu înțelegi că acest lucru îți aduce colateral pe orizontală numai și numai și numai beneficii. Nu vorbesc de alte investiții de la studii și așa mai departe, care s-au aruncat banii sau s-au făcut parandărături, pe care o să încercăm să facem anumite anchete jurnalistice, să vedem dacă le descoperim sau nu, da? Este un alt subiect, dar numai neștiutor să fii, să nu spun altfel, ca să ceea ce spui tu are perfectă logică, de la faptul că oamenii alimentează în SB și e bine pentru cei cu pompele de benzină, că își cumpără seara o pâine și e bine pentru comerciantul, că își cumpără un pachet de țigări de la nu știu ce chioșc, e bine pentru, și așa mai departe. Voiam să termin cu cei cu care au fost împotriva propriilor cetățeni și împotriva firii. Vasile Spătariu de la PSD și Drăghici de la PSD, care se luptă să facă pe bani publici zilele nu știu care, să dea la nu știu ce cu minijub cântărețe să dea bani. Cum ați votat de ani de zile miliarde și miliarde și miliarde aiurea și nu puteți vota? Faceți un calcul, câți bani ați dat la cântărețe ăștia de 2 lei de-a lungul timpului? Și în fiecare an, 2012, 2013, 2014, erau banii și se făceau ștrandul. Chiar nu vă interesează? Sau este o dedicație din partea altcuiva să obstrucționați bunul mers al cetățenilor din Sebeș? Și să iau pe rând, în primul rând, primarul, care avea obligația contractuală cu cetățenii Sebeșului conform proiectului program cu care a ajuns primar și pe care și-a salariu și pe care are atâtea și atâtea facilități. Acest individ, care probabil este monitorizat din spate de altcineva, face de rușine, nerespectându-și cuvântul. Un profesor, un pedagog, ce învață copiii? Și el nu-și respectă cuvântul? Cum este posibil așa ceva, să vină cu tot felul de minciuni? Vreau să spun că să vă anunț, pot să vin de la o dezbatere publică și le fac față la toți acești 8 indivizi nerușinați. Poate să mă dea în judecată. În momentul când tu spui, tu, acești oameni, și uitați-vă la ei sau aduceți-vă aminte, au funcții de conducere, unii sunt bunici, cum poți tu să promiți ceva și să, pe urmă, să votezi în protiva propriului cuvânt? Cum te uiți în ochii subalternilor când le spui să facă aia sau aia sau aia și tu nu respecti ceea ce faci, da? Poate interesul și se iau pe rând, Stancu Gligor, poate are alte interese, poate, nu știu, să reprezinte pe altcineva, să voteze, știu eu, suplimentări de bani publici sau să facă venitul la negru sau să, nu știu, acțiuni mascate.
Rodean Ion să ajungă director la Hidro nu știu care ca să ce. Și când ajunge în Consiliul Local să voteze pentru binele cetățean, nu se poate. Radu Cristian, de ce se duce acolo? Să voteze banul public de la handbal, să mănânce aia acolo, să ia sute de milioane? Nu știu, eu îmi pun întrebări. Inspir Constantin, de ce e acolo? Ca să-și apere nevasta că lucrează în primărie, că a făcut garduri fără autorizație, ilegale, și e frică că îi le demolează primarul dacă nu votează, nu-i disciplinat? Le aduc aminte tuturor acestora de acum 10-12 ani, când îi învățam ce înseamnă business, ce înseamnă retail, ce înseamnă implementare, în care stăteau și ascultau. Pe mulți dintre ei am ajutat, inclusiv, nu dau nume, da? Cu experiența mea, cu relaționarea mea, da? Nu este posibil. Nistor Paraschiva, nu vreau să termin, vă rog să mă lăsați ca să pot termina. Da? Nistor Paraschiva, cum se poate uita în ochii copiilor sau părinților pentru care dacă votați ștrandul le economisa 10 lei în buzunar să poată să meargă și ei la un ștrand? Știți câți nu au bani, dar a votat sau a făcut lobby sau era supărată dacă nu i s-a dat pentru copilul ei, și foarte bine, și să avem, și avem nevoie de copii care fac studii în străinătate să se întoarcă înapoi, dar poate a beneficiat de o bursă de nu știu câte zeci de milioane lei vechi copilul ei, da? A fost bine, dar la copiii celorlalți, 92,7% sau la 100% sau 4.000 și ceva care au adunat semnături, așa cum au greșit buletinul și așa mai departe. Copilul ăsta, Vasile Spătaru, m-am discutat cu el, cu tine, dacă mă asculți, copile. Păi tu reprezinți noua generație, chiar dacă ești la PSD, PSD-ul ăsta care se trag din comuniști. Nu e posibil ca tu să nu votezi ceea ce colegii tăi, oriunde te duci. Bă, ce păcat că nu avem muștrație. Cum te poți uita tu în ochii, am înțeles că ești din Rahău, cum te poți uita în ochii concetățenilor tăi, da? Drăghici, care s-a luptat să cheltuie și s-a votat banii publici ca să se plimbe cu cai și cu... Da, într-adevăr, avem nevoie de istorie, dar istoria Sebeșului nu înseamnă numai perioada aia medievală să se cheltuie banii, da? Vreau să-i aduc aminte acestui Drăghici, da? Să respecte, să dea alea, că Sebeșul nu sunt rotarieni, da? Că eu dacă am vrut să fac zilele Sebeșului, m-am dus la primărie și am plătit la Carmen Toma și la Boca 160-200 de milioane. Acum nu se mai ia chirie, ci se cheltuie, da? Pe 544, pe legea 544, o să vă cer câți bani ați cheltuit pe aceste, era să le zic nu tot mai frumos, cântăreți, cântărețe din București, din Moldova, de nu știu unde, ca să-i aduceți aici, cât parandărât o fi fost acolo? Or fi ăsta interesul? O fi ăsta interesul că din proiectul de la ștrand, poate dacă este de anvergură, nu se pot face parandărături, că deja este foarte mediatizat și suntem cu ochii pe acest proiect cetățenesc de interes public. Nu este al meu. Ce proiecte de interes cetățenesc cu adevărat, în afară de pavaje, canalizări, lumina, care trăim în secolul care trăim și astea trebuie făcute, intră într-o normalitate. Ce ați făcut voi de 4 mandate care sunteți, de 3 care sunteți, de 2 care sunteți sau în acest mandat? Încă o dată, cum puteți și cum nu vă e rușine să nu vă respectați cuvântul dat? Nu e prima promisiune neonorată, nu e primul cuvânt pe care l-au dat și nu l-au ținut. Și mă gândesc că lucrul ăsta nu se va schimba nici la alegerile viitoare. În 2016 vor veni din nou în fața noastră cu promisiuni, ne vor promite că ne fac nu știu ce, că acum deja se lucrează intensiv, inclusiv la catedrala aceea, că și aia era pusă pe lista lor de investiții. Investim foarte mult, cei drept, în culte, mai puțin în învățământ și deloc în ceea ce ar trebui să facă tânăra generație în timpul liber. Că mă gândesc, parcul Arin este unic în felul său și poate ar fi trebuit să se gândească mai mult la ceea ce vor să facă la acea bază sportivă pe care au înființat-o acum și care practic e destul de nefolosită. Din ce am aflat de la presă, că de la primărie nu am aflat acest lucru, vor să reinventeze acum o echipă de fotbal pentru
senior. Sper să nu fie o nouă sursă de finanțare găsită tot la primărie, să se aloce și acolo 300 de milioane în fiecare an, bani pe care să nu știm noi cum îi cheltuie Consiliul Local și mai ales cei care îi primesc banii aceștia în mână, cei care administrează echipa de handbal. Da, da. Nicoleta, ai dreptate. Acum m-am gândit să spun sau să nu spun. Pe surse mi-a venit o informație din Consiliul Local și fără acceptul acelei persoane nu pot să-i dau numele, că acești indivizi pe care o să-i nominalizez încă o dată la sfârșit, să știe cetățenii pe cine au trimis în Consiliul Local, se luptă. Deci acest primar, Alexandru Drăcilă, la comanda fostului primar, Elen Sârbu, să demoleze, dragi cetățeni, baza sportivă, pe care eu am făcut-o din dragoste pentru cei 5.000 de copii din Sebeș, care au 5.000 de mame și 5.000 de tați. Deci din privat am făcut ceva pentru 15.000 de oameni. Ca ei să facă un ștrand public din miliardele și miliardele din bugetul local. Mi se spune, domnul Matei, nu se face acel strand din cauza dumneavoastră. Vă spun în exclusivitate și eu sunt un om care îmi voi ține cuvântul. Sunt în stare și din acest moment, cine are bani, plec din strandul Alin, mă mut în centru la casă, plec din parcul Alin. Dacă aveți bani, cumpărați și baza sportivă, și hotelul, dar faceți, dragilor, strandul pentru oameni. Faceți parcul ăla o oază de frumusețe, o oază de sănătate. Este păcat. Da? Credeți că toate aceste piedici sunt puse prin intermediul fostului primar în Sebeș, din cauza discuțiilor pe care le-ați avut dumneavoastră cu fostul partener de afaceri? Credeți că se stopează în continuare investiția aceasta? Pentru că este amplasată în apropierea unei investiții făcute de dumneavoastră? Eu nu pot să acuz deocamdată, numai pot să-mi dau cu părerea. Eu mă întreb, profesorul, pedagogul, primarul Alexandru Dăncilă, de 2 ani de zile, de ce nu și-a ținut cuvântul? Da, că s-au promis faptul că în 2013 o să avem deja strandul făcut. Îi dăm înregistrările atât pe suport hârtie cât și magnetic. Este foarte adevărat că în 2013 o să facem baie în strand. Îl întreb pe profesorul, pe Alexandru Drăcilă, când a semnat contractul să se facă o bază sportivă, acum cere demolarea, vreau să vă spun că în 11 este recursul, în care cere demolarea acelei baze sportive. Nu-i nicio problemă, am fost de acord, pleacă Matei de acolo. Dar să rămână comunității, celor 15.000 de oameni, că un lucru făcut, este bun făcut, nu contează al cui este. Noi suntem efemeri pe pământul ăsta. Cel puțin eu peste o jumătate de secol de viață mi-am trăit. Cât vreau să mă dedic muncii și mă simt bine, făcând bine, făcând cum era pe vremuri, muncă patriotică, voluntară, implicându-mă în proiecte, cum mă implic în proiectul Sebeșul Verde, care o să vedeți cum va exploda. Eu cred că nu este nimic întâmplător pe pământul ăsta, iar în coincidențe nu prea cred. Prea să leagă pe undeva lucrurile și ar fi într-adevăr jenant și cred că am ajunge la toate buletinele de știri cu această informație, cum că o investiție de peste 400.000 de euro urmează să fie pusă la pământ și asta doar pentru că un fost primar a cerut asta instanței, iar primarul care l-a succedat nu a cerut să se renunțe la acea pretenție stupidă de a demola un lucru deja existent, o bază sportivă cunoscută deja și în care s-au investit foarte mulți bani doar de-a moroartei și după aceea să mai și plătim pentru acea bază sportivă, pentru a o reconstrui eventual, pentru că mă gândesc că nu o să rămână un teren viran. Acolo da. Tot din bani publici poate să reconstruiește baza. Încă o dată și poate săptămâna viitoare, dacă cu acordul vostru și dacă pot să mai intru în direct, o să mai fac anumite dezvăluiri, dar vreau să știe toți cetățenii că eu deja mi-am dat acordul să părăsesc acea bază sportivă fără nicio pretenție în plus, numai să nu se demoleze. Vă dați seama cât de
pot să le zic cu ghilimele de rigoare, cretin pot să fie, și în aceste condiții au cerut demolarea. Dar să revenim la Ștran, că asta va decide instanța printr-o hotărâre definitivă și revocabilă. Eu, cum am mai spus, nu comentez, nu discut, nu interpretez o decizie a instanței, dar, repet, sunt oripilat, am fost, sunt și rămân și nu înțeleg decizia acestor oameni pe care vreau să spun încă o dată să le fie rușine. Și o spun cu voce tare, uitându-mă în ochii lor, încă o dată îi nominalizez. Rușine Stancu Gligor, rușine Rodean Ion, rușine Radu Cristian, rușine Ispir Constantin, rușine Nistor Paraschiva, rușine Vasile Spătaru, rușine Drăghici. Rușine pentru că ați promis cetățenilor municipiului Sebeș și fără niciun argument nu v-ați respectat promisiunea, nici după 2 ani. În schimb, ați votat și ați cheltuit bani publici, inclusiv anul acesta, pe toate fufele și cântărețele care vor veni și ce vor veni. Și apropo de parandărât, poate o să putem face dovada cum se face parandărât la cântăreț. Nu uitați că pionier în sensul bun al cuvântului, nu al comunist, al acestor evenimente eu sunt. Știți exact cum merg lucrurile. Și știu exact cum merg lucrurile unde și poate să din cauza dai. Asta am fost dat la o parte, pentru că eu lucram cu agenție și nu acceptam compromisuri. Și poate reușim, și câțiva știu că avem și dovezi pe suport fotografic sau cum se zice, magnetic. Da, și lucrurile astea se pot dovedi foarte ușor și surse din interior ne-au confirmat că întotdeauna la evenimente de acest gen se rezolvă mai multe probleme financiare ale unora sau altora, pentru că ca să ai acces la un astfel de eveniment trebuie să cotizezi și de obicei artiștii cotizează, de asta prețurile sunt așa umflate, de asta am plătit pentru Vârciu peste 200 de milioane de lei pentru o prezentare de 2 bani, nu știu dacă chiar aveam nevoie de așa ceva, era suficient și să intre fiecare artist pe scenă fără ca un prezentator să fie acolo, făceam o economie de 200 de milioane de lei. Vă dați seama, în câteva ore să câștigi 200 de milioane de lei. Aduceți-vă, mă scuz că te întrerup, nu este frumos ceea ce fac, dar vreau să vă aduc aminte și gândiți-vă dacă nu am avut sau nu am dreptate când am spus de parandărâtul și când tu ai pomenit acum, mi-am adus aminte. Poate cetățenii din Sebeș aduc aminte când, ca și prezentator, l-am adus pe Dan Negru acum câțiva ani. Vă aduceți aminte? Da, a fost un l-am plătit eu dacă am vrut să vină prezentator. Păi să-l plătească Drăghici dacă vrea să facă, să-l plătească Stancu Gligor, să-l plătească Alexandru Dăncilă, să-l plătească Ispir. Nu să ia indemnizația, să voteze și pe urmă cine știe pe unde să duc banii. Deci voi dați bani la prezentatori, când prezentatorii se aduceau gratis, fără costuri din partea primăriei. Oare nu se vor sesiza organele că dacă vor le mai dau câteva date, că poate mai știu mai multe. Până la urmă, poate și asta ar fi o variantă și ar trebui să ia în calcul această formă de organizare a evenimentelor în Sebeș. Să fie luată o firmă care să trebuiască să plătească o sumă de și în rest să-și administreze afacerea cum crede de cuvință în acele zile de eveniment. Deci plătești. Chiar astăzi o să le fac pe 544. Din 2012, inclusiv că au prins în acest mandat, câți bani s-au cheltuit pe chiolhane, pe petreceri, pe zilele Sebeș, de zilele Miulbacului cetății, care se puteau face și o să le demonstrez cu fără cheltuieli din partea primăriei, da? Și cât costa strandul și dacă ei într-adevăr au mers pe priorități, pe urgențe sau pe interese meschine. Da? Și o să le, în emisiunile următoare, dacă mă mai invitați, o să le spun așa punctual cum suspectăm noi rezonabil. Ba pe unul, ba pe altul. De ce el acolo? De ce votează acolo? Să-mi spună acești indivizi, PSD-iști și PNL-iști, de ce au votat sau care a fost logica după 2 ani de zile de promisiuni. Cine le-a luat pixul din mână, care putea, ca Stancu Gligor, Rodean Ion,
Radu Cristian, Ispir Constantin, oricare dintre ei putea să facă un proiect, da? Că sunt consilieri și reprezentanții cetățenilor, ca să își respecte promisiunea care au făcut-o în 2012. Probabil e prea mult cerut și poate n-ar fi rău să ne interesăm și cam ce prime s-au luat în primărie, ce prime au luat șefii de servicii, că am aflat din nou din surse care se află în interior că primele au fost iarăși consistente, sute de milioane de lei. Da, eu o să vă spun că am un ordin de plată de acum 3, o copie după un ordin de plată de acum 3, 4, 5 ani, nu mai rețin, dar ca să spun cu exactitate, primă la departamentul taxe și impozite, la un om, încă nu-i dau numele, 200 și ceva de milioane. La lei, fel lei. S-au dat și acum. Probabil. Nu-i rău să lucreze. În loc să împartă și alții iau 7, 8, 10 milioane lei vechi, 7, 800 de lei, probabil asta este. Ca și cum nu omul merge și își plătește taxele și impozitele și ar trebui remunerat cineva suplimentar față de indemnizația pe care oricum o primește și care nu-i de neglijat, ar trebui remunerat suplimentar pentru că eu ca și cetățean al Sebeșului m-am dus și mi-am plătit taxele și impozitele. Nu-i meritul lui până la urmă, e meritul meu, nu ar trebui da. Să mă... Da, și să nu uităm de ce am venit aici, ne-a trecut supărarea, o să le promit cetățenilor celor 15.000 de suflete pentru care eu, din banii mei, am zis să fie o locație în Arini, într-o fabrică de oxigen natural, într-un plămân al orașului, pentru care să aibă acces gratuit, fără intrare, fără, nu vorbim de consumare, că acum poate să fie oricine acolo, da? Le promit solemn că atât Sebeșul Verde, ecologiștii, oamenii de bine, oamenii de care nu au fost implicați în politică, m-am hotărât în 2016 să candidez la primăria municipiului Sebeș, ca Sebeșul să fie o grădină, o floare, să terminăm cu acești indivizi care votează pe interese politice, nu pe interese ale cetățenilor. Încă o dată le spun și cu asta o să-mi iau rămas bun numele acestor indivizi, vreau să vină, să mă caute sau să intre la radio sau să spună care au fost argumentele lor că de 2 ani de zile nu și-au respectat cuvântul, care este argumentul oricăruia dintre ei că a avut pixul în mână cu care semnează știu eu ce sau cu care scrie și n-au făcut un proiect, iar atunci când altcineva în speță PDL-ul și PPDD-ul au inițiat un proiect, s-au gândit tot politic acești indivizi. Nu s-au gândit la binele cetățenilor. Vreau să scot din această troacă pe domnul Munteanu, care am înțeles, Munteanu și nu mai știu spre rușinea mea, domnul Munteanu, consilier PSD, care a votat pentru Ștrand și care chiar a venit cu o propunere de proiect, am înțeles. Dar, ca de obicei, zice, votează tu așa, că noi votăm invers și proiectul nu trece. Iar tonul l-a dat primarul, care de 2 ani de zile nu vrea și nu vrea. Și încă o dată, la sfârșit, repet, le stau la dispoziție ori pe dezbatere, face-to-face, cum zic englezii, că văd aici sunt numai bărbați și o femeie care e și ea bărbătoasă și să vedem ce argumente au. Da? Deci încă o dată, rușine primar Alexandru Dăncilă, rușine Stancu Gligor, rușine Rodan Ion, rușine Radu Cristian, rușine Ispir Constantin, rușine Nistor Paraschiva, rușine Vasile Spătaru, rușine Drăghici și nu mai știu cum. Pentru că nu v-ați ținut promisiunea, pentru că sunteți oameni maturi, pentru că sunteți oameni mulți cu funcții sau cei mai mulți cu funcții și ați votat politic, nu pentru interesul cetățenesc. Îi mulțumesc domnului Nicolae Matei pentru prezența aici în studio. Cine știe, eu stau și mă mir că parcă de ieri ar fi trebuit ca PNL-ul și PDL-ul să fie pe aceeași baricadă. Parcă au bătut palma și au hotărât ca începând de ieri să fie una în simțire și în cuget.
Sau fi schimbat ceva, încă au rămas cu vechile obiceiuri? Nu, niciodată nu se vor schimba cei care au fost în politică și cei care au fost în diferite alianțe, diferite cercuri de interese, oameni trimiși acolo sau susținuți acolo să apere diferite interese. Eu mulțumesc la Dumnezeu, n-a trebuit să lucrez cu statul român, nu am fost angajat și niciun an de-a meu nu este angajat în sistemul bugetar. Atenție, nu că ar fi ceva rău să... Nu. Dar faptul că nu au nicio agățătură. Deci ei nu se vor schimba. Ne trebuie altceva. De-aia am rămas stupefiat de copiii ăștia doi, Radu Cristian și de la PNL și de celălalt de la PSD Spătariu. Cum nu au votat pentru ceva care, bă, vine o nouă generație, se întâmplă ceva bine în comunitate pentru oameni. Pentru că aceștia, dacă faceți din 2000, s-a votat. Mi-aduc aminte când spuneam nu cheltuiți banii pe centură când este votată, atâtea miliarde și miliarde când este votată autostrada. Un consilier, încă nu-i dau nume, lasă-mă să nu mai ne certăm aici, că poate are și primarul ăsta interes. Era vorba de un alt primar și de fapt de cei doi. Că din 2000 până în prezent am avut doi. Elem Sârbu și Alexandru Dăncilă, care cred că e tot viceprimar până la urmă. Fiecare are câte un stăpân. Da, și au avut tot felul de interese. Aduceți-vă aminte ce scandal a fost vis-a-vis de proiectul acela de ilogic până la urma urmei, de modernizarea primăriei cu 1 milion și ceva de euro. Și până la urmă au votat proiectul de, nu știu ce, de studiu de fezabilitate sau proiect. Și spuneam, nu votați, măi, că atunci mă duceam la ședință, nu votați, lasă, că așa mai tace din gură și nu știu ce. Deci ei... Pentru împăcarea spiritelor, tacit, exact. Accept orice. Aduceți-vă aminte cât ne-am luptat să nu se mute apa. Vreau să vă spun ceva, dar să nu interpreteze nimeni greșit. Știți cu cât cumpără CTT apă? Dar asta e în alt subiect. Pe asta îl vom dezbate la o altă întâlnire. Da. Îi mulțumesc încă o dată domnului Matei. Mulțumesc și ascultătorilor noștri. Rămâneți în continuare pe 88.6 la Matinal Radio Orion. Avem timp să ascultăm o melodie, publicitate și pe urmă avem anunțurile de mică publicitate.